De trăiești cu Domnul tot mereu, fericit îți este traiul tău. Pe ale vieții tale căi, peste dealul și prin voi, El te duce doar în fericiri. Peste dealul și prin voi, peste vii și peste căi, El te duce doar în fericiri. Lasă soarta ta în mâna Lui, viața ta să fie a Domnului. Să-i predai tot ce-i al tău, să împlinești cuvântul Său, El te duce doar în fericiri. Să-i predai tot ce-i al tău, să împlinești cuvântul Său, El te duce doar în fericiri. Când ispita te va încerca și durerea te va înneca, nici de cum nu-și o voi, El și atunci te va iubi, El te duce doar în fericiri. Nici de cum nu-și o voi, El și atunci te va iubi, El te duce doar în fericiri. Și când vom ajunge în țara Lui, fericiți cânta vom Domnului, pentru că El ne-a iubit și pe noi ne-a mântuit, noi îi vom cânta necontenit. Pentru că El ne-a iubit și pe noi ne-a mântuit, noi îi vom cânta necontenit. În fiecare ocazie am obișnuit să vă prezint o carte. Dacă veți avea curiozitatea și bucuria să revedeți programul nostru și să vedeți ce cărți v-am prezentat, dacă le veți citi, va fi bine de dumneavoastră și vă veți îmbogăți foarte mult din punct de vedere spiritual. În această seară, în această după-amiază, oricum este seara lumii și o să vedem noi despre ce este vorba, vă prezint o carte care parcă rezonează cu programul nostru. Iisus este totul, prietene. Scrisă de Alejandro Buyon, un evanghelist bine cunoscut în zilele noastre, a apărut la editura Viață și Sănătate, merită să vă petreceți timpul studiind despre Iisus, care este totul, așa după cum faceți și urmărind acest program. Mă bucur din suflet pentru că ați ales să fiți cu noi, unii dintre noastre înfruntați odihna de amiază și rămâneți cu noi, mă bucur tare mult. Dacă distribuiți programul dumneavoastră, poate că vor fi și alții care nu vor avea somn și se vor bucura cu noi. Pentru că Cristi ne-a cântat atât de frumos și mulțumesc din tot sufletul că a venit și că este alături de noi, ne-a introdus așa într-o atmosferă plină de pace, de a fi lângă Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că acest program nu a fost făcut cu sacrificii. Acest program a fost făcut cu mari sacrificii și, spre exemplu, Cristi vine la Râmnicu Vâlcea, Dumnezeu să-l binecuvânteze, pentru efortul acesta deosebit. Fiecare tânăr care a venit aici și care a vorbit aici, doamna profesor care a venit în fiecare ocazie, a fost trup și suflet pentru programul nostru. Vă mulțumim tuturor celor care faceți sacrificii și urmăriți programul nostru. Aș vrea să vă spun ca într-o paranteză că săptămâna aceasta am avut foarte multe lovituri, foarte multe cuminte de batjocură, chiar mă gândeam astăzi, domnule, nu mi s-a întâmplat un lucru. Și azi dimineață mi s-a întâmplat, cum am deschis telefonul imediat, am fost lovit. Pentru că atunci când faci o lucrare a lui Dumnezeu, trebuie să știi cu cine te bați. Nu urăște nimic Satana mai mult pe lumea asta decât pe Iisus Hristos. Și de aceea ne încearcă, ne lovește. Și veți vedea dacă veți dori să urmați pe calea Domnului Iisus, nu vă pot promite un pat comod de flori, ci multe lovituri din partea vrăjmașului, șicane, tensiuni, dar Dumnezeu ne dă capacitatea să ne ridicăm capetele în sus, să vedem dincolo de toate aceste lucruri.
De aceea, voi veni să ne rugăm ca Dumnezeu să ne conducă și nimic, niciun gând să nu apară din altă parte pentru a ne tulbura și pentru a ne destabiliza emoțional în acest moment. De aceea, plecăm capul într-o rugăciune scurtă. Tatăl nostru, mulțumim din inimă pentru că ne-ai însoțit în săptămâna aceasta. Îți mulțumim pentru toți cei care au făcut sacrificii ca să vină, ca să prezinte, să susțină din punct de vedere tehnic, să cânte. Doamne, te rog să-i binecuvântezi pe fiecare. Îți mulțumim că astăzi putem să aflăm despre o veste minunată. Și vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletele de bucurie. Binecuvântează pe toți cei care se uită la noi, binecuvântează inimile noastre și ajută-ne să înălțăm pe Domnul Hristos și noi să scădem. Întotdeauna vrem ca persoana Lui să fie înălțată și noi să ne micșorăm. În numele Domnului Hristos te lăudăm și îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin. Dragi prieteni, așa după cum ați auzit, mesajul meu poartă titlul Un oaspete la cină. E atât de frumoasă această atmosferă de cină. V-am prezentat-o, vă prezint în această amiază pentru ca atunci când va veni cina, să știți ce să faceți și să știu și eu ce să fac mai bine. Însă vom vedea că de-a lungul acestei expuneri nu ne vom referi doar la cina obișnuită pe care o luăm seara, ci cuvântul cină în această ocazie este un termen generic pentru seara lumii. Poetul Brâne Burtescu are o poezie care spune atât de frumos: Doamne, mai e puțin până în seara lumii și n-am făcut nimic pentru Tine. Așa este, noi n-am făcut nimic pentru Dumnezeu, nici nu putem face nimic pentru Dumnezeu. Noi nu suntem decât niște robi netrebnici care facem ceea ce suntem datori să facem. Mulți ar fi vrut să tac pentru totdeauna, însă Dumnezeu mi-a dat putere să pot să vorbesc mai departe. Și chiar dacă știu că n-am făcut nimic pentru Dumnezeu, măcar să-mi dea voie să mai spun despre dragostea Lui câte zile voi mai avea, în ciuda imperfecțiunilor mele. De aceea sunt bucuros în această zi, pentru că Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită oamenii, Dumnezeu se uită la inimă și omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul vrea să se uite la inima ta astăzi. În timp ce mă pregăteam pentru mesajul acestei prezentări, mi-am adus aminte de un eveniment de undeva din Rusia comunistă. Spune că după ce Stalin a închis bisericile și au persecutat atât Biserica Ortodoxă cât și celelalte biserici, era o mare jale în Rusia. Dumnezeu a făcut în așa fel încât Rusia să reziste spiritual prin cărțile lui Dostoievski și a lui Tolstoi, care n-au putut fi chiar atât de interzise. În Dostoievski sunt foarte multe pasaje biblice. Oamenii și-au mai extras învățături din acești monștri sacri ai literaturii universale. Și oamenii nu prea aveau noțiuni de biserică, nu prea aveau noțiuni de, ce să spun, spiritualitate. Și paralel cu asta, Stalin trimisese tot felul de agenți ateiști în sate, în căminele culturale, să învețe pe oameni că nu este Dumnezeu și că omul este măsura tuturor lucrurilor și că religia este opium pentru popor și așa mai departe. La un moment dat, unul dintre acești conferențiari ateiști a venit la un cămin cultural full de oameni, plin. Și în timp ce vorba el acolo despre faptul că Dumnezeu nu există, despre faptul că noi ar trebui să credem în natură și în materie și așa mai departe, și-a încheiat discursul în ovațiile publicului și fiind foarte mândru acest individ, a pus o întrebare: mai are cineva ceva de comentat? Și un bătrân cu o cușmă din ultima bancă s-a ridicat și a pășit încet încet spre podium. A pășit încet spre podium și comunistul s-a uitat așa la el, da, s-a gândit că un bătrân n-are ce să spună atât de important încât să-l răstoarne pe el. Și bătrânul a venit în fața mulțimii și a rostit doar două cuvinte: Hristos văscres, adică Hristos a înviat. Și ca un arc reflex, toată mulțimea aceea îndoctrinată politic a răspuns: adevărat a înviat. Dragi prieteni, omenirea noastră este în doliu. Oameni triși pe stradă, oameni triși la învoane, la altare, oameni supărați, oameni depresivi. Se spune că unul din șase oameni are o depresie.
Omenirea noastră are nevoie de vestea ieșirii biruitoare din mormânt al Domnului Iisus Hristos. Hristos a înviat. Am văzut aseară cum Domnul Iisus Hristos a murit în aparență ca un tâlhar, încredințându-și viața, sufletul în mâna Tatălui. Iosif Narimatea, Nicodim, doi prieteni al lui Iisus care erau ascuns, au venit de data aceasta, au intrat în scenă. Iosif Narimatea s-a dus la Pilat și l-a rugat să-i dea trupul lui Iisus. El avusese un mormânt în grădină și hotărât să-l pune pe Iisus în mormântul lui, era un mormânt nou săpat în stâncă. Pilat s-a mirat că Iisus murise așa de repede. De obicei, răstigniții mureau câteva zile mai târziu. Uneori, soarta lor era crudă, veneau și șacalii și le vărsau măruntaiele. Dar Iosif s-a dus la Pilat și a cerut trupul. Iosif a riscat. Pilat a fost necăjit de farisei. Și iată că unul dintre ei vine să-i ceară trupul. Pilat putea să zică, ia vină încoace că mă și enervez acum. Iosif a riscat, dar pentru că aștepta împărăția lui Dumnezeu, a dorit să facă un ultim omagiu pentru Iisus. Nicodim a dus o amestecătură de 100 de litri de aloie și de smirnă ca să spele trupul lui Iisus de năclăitul sânge pe care i l-a lăsat coroana de spini, sulița, rănile din picioare, din mâini. Imaginați-vă scena aceasta absolut dramatică în care unul dintre ucenici, cu decretul lui Pilat în mână, urcă pe o scară, aruncă batjocura de corun de spin de pe capul lui Iisus, care își dăduse Duhul, scot cuiele din mâinile Domnului, trupul Domnului inert cade peste ucenic, ucenicul coboară încet, încet, îi scot și cuiele de la picioare, apoi, după tradiție, Iisus este pus în poala celei care îl născuse. Acest moment este imortalizat și de Michelangelo Buonarroti, este o sculptură superbă undeva în Roma, la Catedrala Sfântul Petru, se poate vedea până astăzi acest moment imortalizat de Michelangelo, în care Maria îl ține pe Iisus Hristos în brațe răvășită. Mântuitorul este spălat, trupul este spălat, apoi este înfășurat în fâșii de pânză, după obiceiul de mormântare al evreilor, este pus pe lespedea rece, o piatră mare este trasă la ușa lui, și mărimile Ierusalimului trebuia să doarmă mai liniștite. Numai că nu s-a întâmplat așa. Mărimile Ierusalimului, respectiv mari preoți, farisei, sadicii, răzbunătorii, scribii, nu aveau somn. S-au dus repede la Pilat și au zis a doua zi, în ziua sabatului. S-au dus la el, deși cu o zi înainte nu vrusese să meargă la el ca să nu se spurce, să poată mânca Paștele. În ziua sabatului s-au dus repede la Pilat și au zis, auzi, înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis că va învia, așa că dă poruncă să fie păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea și să fure trupul și apoi să se răspândească vestea că a înviat și așa mai departe. Pilat nu mai suportă, zice, aveți o strajă deja, duceți-vă și păziți cum puteți. Ei s-au dus, au pus o strajă de ostași romani profesioniști, au pecetuit piatra ca nu cumva să o deschide nimeni și au stat în așteptare. Femeile, în dimineața zilei întâia săptămânii, au hotărât să meargă să mai ungă trupul lui Iisus, să nu rămână trupul Mântuitorului cumva nespălat sau neîngrijit și să intre în putrefacție așa de repede. S-au dus la mormânt, însă pe drumul spre mormânt un cutremur de pământ, așa cum a fost cel de azi noapte, poate un pic mai puternic. A simțit cutremur azi noapte? Iar a fost vineri noaptea. Eu am o teorie cu vineri noaptea. Dumnezeu trasează niște... Bineînțeles că unii vor râde de mine, nu mă interesează, credeți de mine. Dacă observați unele evenimente din săptămânile noastre, atentate, necazuri, se întâmplă vineri noaptea. Dumnezeu se pare că vrea să atragă atenția asupra unei zile pe care El a pus-o deoparte. Desigur că puteți să comentați, să ziceți ce vreți, nu mă interesează. Acesta este adevărul. Vreți să-L vedeți, nu vreți, e problema dumneavoastră. Vineri noaptea, nezgâlție. Nezgâlție. Femeile s-au dus la mormânt, a început un cutremur de pământ. Ele se întrebau, cine ne va da piatra? La o parte era o piatră grea. Însă, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că un înger din cer a coborât. A dat piatra la o parte. Acest înger din cer este cel care a ocupat locul lui Satana în cerul lui Dumnezeu. Este îngerul Gavril, care a coborât din cer, acela a anunțat-o pe Maria, acela a fost martor la învierea Domnului Iisus Hristos, care prin puterea care era în sine însuși a înviat atunci când îngerul a spus, Fiul al lui Dumnezeu, ieși afară, Tatăl tău te cheamă. Și Iisus Hristos, care era viața în sine însuși, a revenit la viață.
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând ostașii să uitau ca teleghidați, ca paralizați la această scenă. Au văzut pe maestatea cerului ieșind din mormânt, a rămas ca niște morți, li se ridica părul în cap. Imaginați-vă că ați fi un ostaș din acela. Acolo s-a întâmplat ca cea mai mare putere din univers să fie experimentată. Pentru că zice Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, acea putere a învierii Lui a fost cea mai mare putere din univers care a fost vreodată pusă pe pământul acesta. Mai mare decât 10 bombe atomice de la Hiroshima și Nagasaki. De ce? Pentru că pe piatra aceea de la mormânt, cred că era și Satana și îngerii Lui acolo, ca să nu mai învie Iisus, ca să nu mai aibă loc nici în viața noastră, nici în viața altora. Dar Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, iar celor din morminte viață dăruindu-le. În clipa învierii lui Hristos au înviat și alți ființi din cetate, s-au arătat multora, apoi au fost înviați la tronul lui Dumnezeu din cer, au fost înălțați la tronul lui Dumnezeu din cer. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în jurul tronului lui Dumnezeu există 24 de bătrâni. Noi credem că acești 24 de bătrâni sunt acești sfinți care au înviat ca prim rod al garanției că toată lumea va învia. Mântuitorul, când a înviat, șterge lacrimile Mariei, îi spune, nu mă ținea căcin că nu m-am suit la tatăl meu, și începe să se arate încet, încet ucenicilor. În această ocazie ne vom ocupa de momentul în care Mântuitorul se apropie de doi drumeți care mergeau pe drumul spre Emaus. Luca, la capitolul 24, spune, în aceea zi, adică în ziua întâia săptămânii, la versetul 13, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Un stadiu înseamnă 185 de metri. 60 de stadii înseamnă 11.100 de metri, deci în jur de 11 kilometri. Mergeau pe jos oamenii aceștia de la Ierusalim la Emaus. Pe când vorbeau ei și se întrebau, versetul 15, Luca, la capitolul 24 cu versetul 15, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El cu aminte că și când Maria l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat, nu știa că este Iisus. Uneori suntem atât de împovărați în viața aceasta, atât de triști în viața aceasta, încât nu mai putem vedea faptul că Iisus merge cu noi. El merge lângă noi. Știți cu toții, probabil, acea experiență din visul unui creștin în care el a rugat pe Dumnezeu să-l însoțească și dintr-o dată pe plaja pe care se plimba s-a uitat în urmă și a văzut două rânduri de urme, două rânduri de pași și l-a zis, da, Dumnezeu este cu mine. Însă la un moment dat a trebuit să treacă printr-o vale adâncă și grea de trecut. Când s-a uitat în spate, spre surprinderea lui a văzut o singură urmă, adică doar doi pași care mergeau. Și apoi, după ce a ieșit la liman, iar a văzut două rânduri de urme. Și s-a supărat pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, când am trecut prin vale, m-ai lăsat singur. Și Dumnezeu a zis, nu, ceea ce ai văzut acolo în vale erau urmele pașilor mei. Eu te-am ținut în brațe. Este, dragilor, minunat că și în tristețea noastră și în durerea noastră, Mântuitorul este prezent, este lângă noi. Ochii noștri uneori nu pot să-L vadă, pentru că suntem atât de amărâți că ni s-au ruinat planurile și ni s-a ruinat viitorul, încât avem impresia că totul este pierdut. Dar El, Mântuitorul, este lângă noi. Iisus se apropie de cei doi triști pe drumul spre Emaus. El le-a zis, versetul 17, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. În sfârșit s-au oprit. S-au uitat așa, cu tristețe și cu oarecare mic dispreț. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ascultați, vă rog, întrebarea lui Iisus. Ce le-a zis el? Dragilor, aveți idee ce înseamnă această întrebare? Ce? Tu ești singurul străin de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Și Iisus zice ce? Această întrebare ce îmi spune două lucruri senzaționale. Primul lucru este că Iisus nu minte niciodată. Iisus nu zice, nu știu ce s-a întâmplat.
Iisus nu minte. Iisus nici nu face o față din aceea cu o mimică prin care îți dai seama că minți. Nu. Iisus nu minte. Zice doar ce. Cum adică Iisus zice ce? Doamne, ce Dumnezeu avem! Vineri l-au chinuit, l-au bătut, l-au batjocorit și Domnul Iisus zice ce? Ia povestiți-mi voi. Eu nu mai țin cont de asta. Eu am uitat. Ce? Spuneți-mi voi. Reamintiți-mi voi. Iisus putea să le zică, habar n-aveți pe ce lume trăiți. Hai să vă spun eu ce au făcut cu el. Să vă zic eu ce au făcut cu el. Când l-au luat așa și i-au bătut cuiele în mâini, voi vă dați seama ce durere a suferit el. Când i-a fost sete, n-a fost niciunul dintre voi acolo să-i dați măcar un strop de apă. Să vă spun eu ce s-a întâmplat. Cum ar merita să moară toți ca niște șobolani, arși în focul iadului. Așa ceva nu există în Sfânta Scriptură. Ăștia suntem noi oamenii care vrem dreptatea noastră să se împlinească în viața altora. Ce le-a zis Iisus? Ce Dumnezeu avem? Vă puteți imagina ce Dumnezeu avem? Și ei continuă să-i povestească. Cui? Lui Iisus. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era puternic, un proroc puternic, în fapte și în cuvinte? Observați, vă rog, ordinea pe care o spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce privește Domnul Iisus, în fapte și în cuvinte. Dragilor, Dumnezeu să ne dea puterea să avem și voința și înfăptuirea cuvintelor Domnului. Nicolae Iorga spunea că distanța cea mai mare care s-a înregistrat vreodată este de la vorbă la faptă. Dumnezeu să ne dea fapte și cuvinte. E adevărat că uneori anumite fapte sau anumite zvonuri pot să strice foarte mult. Dar indiferent ce fapte ai fi făcut, indiferent ce situații dramatice ai trăit, nu uita un lucru. Dumnezeu este acela care poate transforma orice adâncitură a păcatului într-o mare biruință, pentru că El te scoate de acolo. Și ori de câte ori ești acolo, ești obiectul supremei grijă lui Dumnezeu. Și ori de câte ori ești acolo, în groapă, în mocirlă, Dumnezeu îți întinde o mână și zice, ridică-te. Nu îți dă cu bâta în cap să te scufunde. Oamenii, satana îți dă cu bâta în cap să te scufunde. Iisus Hristos, proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Doamne, ce cuvinte, mă doare inima. Cum preoții cei mai de seamă, teologii cei mai de seamă ai națiunii l-au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Știți care este unul dintre cele mai triste texte din Biblie? Ioan capitolul 12, versetul 10. Este unul dintre cele mai triste texte din Biblie, unde zice așa. Preoții cei mai de seamă au înduplecat noroadele să omoare și pe Lazar. Dragilor, teologii, cei cu carte, au omorât pe Domnul Hristos. Noi avem de multe ori psihologia aceasta. Nu avem noi învățătorii noștri, nu avem noi pastorii noștri, nu avem noi preoții noștri, duhovnicii noștri. Atenție! S-ar putea uneori întreaga masă de pastori, de duhovnici, de teologi să fie în întuneric. Noi nu trebuie să ne legăm de oameni, ci trebuie să ne legăm direct de Domnul Iisus Hristos. Știți ce se întâmplă în acest moment, în sanctuarul din ceruri, unde Domnul Hristos mijlocește? În sanctuarul din ceruri are loc un rechizitoriu al întregului proces al Domnului Iisus Hristos. Și unii au fost plătiți ca să mintă că nu există Hristos, că n-a înviat Hristos. Unii sunt nepăsători. Și până când viața noastră nu se hotărăște ce face, suntem pentru Hristos sau împotriva lui Hristos, încă avem timp de har și să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, nu la duhovnicii noștri, nu la preoții noștri, nu la pastorii noștri, ci personal, într-o legătură directă cu Domnul Iisus Hristos, nemijlocită de oameni. Pastorii pot greși, preoții pot greși, cel care vă vorbește poate greși. Ceea ce este important în această ocazie este ca voi, dragi privitori, să fiți legați indisolubil de Iisus Hristos și de persoana Lui.
să vă raportați la aceste evenimente din viața lui ca fiind un participant activ. În marele misionar al Scoției, Horatius Bonar, a avut un vis într-o noapte. Se făcea că se afla și el acolo la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și de ciudă că oamenii aceia îl răstignesc, a pus mâna pe umărul unui soldat și când soldatul s-a uitat la el, a înlemnit. Era propriul lui chip. Și când s-a dus la al doilea soldat și a pus mâna pe cel al doilea soldat, și acel al doilea soldat s-a uitat la el. Și era la fel propriul lui chip și atunci a înțeles. El a fost acolo, eu și cu tine am fost acolo, am răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Este o cântare superbă care zice, nu știam că și eu te-am răstignit. Nu știam că și eu soldat roman. Și sunt cuprins de ura lui Satan. Dar noi am fost acolo. Noi am fost vrăjmași împreună cu Dumnezeu, iar astăzi ni se cere să luăm poziție de partea sau împotriva lui Hristos. Unde suntem noi? Noi suntem cu conducători, atenție! Conducătorii au dus poporul cu scripturile în mână la decizia de a-L răstigni pe Iisus Hristos. Să nu mă interpretați greșit, eu nu vorbesc împotriva niciunei conduceri, ci vorbesc împotriva încrederii totale în om. Conducerea în biserică a fost lăsată de Dumnezeu din perspectiva mea. Dar dincolo de oameni în care ne încredem, este Dumnezeu pe care trebuie să-L primim în viața noastră prin Domnul Iisus Hristos, iar noi nu trebuie să ne încredem în oameni, ci doar în Domnul, pentru că auziți ce spun cei doi pe drumul spre Emaus. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dinți de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul. Au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt, au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Așa că, dacă nu l-au văzut, e foarte greu să credem dacă nu l-am văzut pe El. Și așa, cu această lecție și cu această butadă, vin până în ziua de astăzi ateii înaintea tuturor și zic, dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu, nu l-ai pus mâna pe El, nu există, dragul meu. Depășește această fază, depășește-o. N-ai văzut niciodată undele electromagnetice. Ciprian, aici de la cameră, are o telecomandă cu care tot timpul face ca plasma aceasta să funcționeze. Nu pot să pun mâna pe undele electromagnetice, n-am cum să le pipăi. Ele sunt, nici pe undele radio. Dar ele există. Nimeni dintre oamenii raționali din lumea asta nu se îndoiește de existența undelor electromagnetice. Studiați puțină fizică cuantică, măcar așa întreagă. Nu sunt un mare specialist, dar mi-a plăcut foarte mult să văd că lucrurile care nu se văd există. Păi nu l-au văzut pe Iisus și înseamnă că nu există. Ba da, dragilor, există pentru că lucrează în viața mea și în viața milioane de oameni. Este o realitate. E o realitate prezentă în istoria acestei lumi. Mântuitorul se uită la ei și le spune: O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Cum adică zăbavnici cu inima? Cum adică zăbavnici cu inima? Noi am învățat să ne ferim de manipulatori. Și bine facem că uneori avem nevoie să ne gândim. Dar vreau să vă întreb, vă puteți imagina următoarea scenă? Vine îngerul Gavril la Fecioara Maria, după 400 de ani de tăcere intertestamentară. Îi spune, binecuvântat ești tu între femei, vai, Maria se sperie. Uite, Dumnezeu a hotărât, din tine va ieși pruncul care va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Ascultă, am o problemă. Ce problemă ai? Zice îngerul. Cum se face treaba asta? Că eu nu știu de bărbat. Și niște cuvinte delicate, spune îngerul Gavril și îi zice Mariei, puterea Celui Preaînalt te va umbri. Duhul Sfânt se va pogrâ peste tine. Cel ce se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Dacă Maria stătea și se uita la înger și îi zicea, auzi ceva? Tu vrei să mă hotărăsc acum așa pe loc? Tu vrei să mă manipulezi? Lasă-mă, domnule, în pace, ia du-te și vină peste două săptămâni.
peste 3 săptămâni, mă mai gândesc și eu ce fac cu Iisus. Îl nasc sau nu îl nasc, vreau sau nu vreau. Așa a făcut Maria. Nu, dragilor. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Cât o fi durat conversația îngerului cu Maria? Probabil că în Biblie ne este raportat un moment succint din această conversație. Dar cât o fi durat? Crezi că mai mult de o jumătate de oră? Eu nu cred. Într-o jumătate de oră să te hotărăști să-L naști pe Mesia? Ce suflet avea Maria aceasta? Dar noi suntem zăbavnici cu inima. Suntem rapizi cu inima când e vorba să alegem tâmpenile din viața noastră, fără gândire, parcă suntem cu capul la plimbare. Nu rezist, vă prezint și cartea de diseară în acest moment. O carte senzațională scrisă de Dr. Ben Carson. Și tu ai creier. Și tu ai creier. Dar creierul nostru pleacă la plimbare atunci când e vorba despre decizii tâmpite. Când este vorba însă despre decizii de a rămâne de partea lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Domnule, nu vrem să fim manipulați. Vrem să stăm să ne gândim. Vrem să vedem, să mai treacă vreo 2-3 săptămâni și atunci o să vedem. Dragilor, Domnul Hristos spunea acestor doi ucenici care tatonau și ei terenul din punct de vedere politic. Noi credeam că El va fi Cel care va restabili politica lui Israel, va fi Fiul lui David, care va scutura jugul roman. Iisus le zice, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Ei credeau mult, dar nu credeau tot. Ei credeau ce scria în Psalmul 45. Războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Mesia va veni călare pe cal, cu sabia în mână și așa cum a fost strămoșul nostru David, îi va cuceri pe romani. Credeau mult. Dar când era vorba despre acele cuvinte din cartea prorocului Isaia, care spuneau, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea noastră ca o odraslă slabă. Cuvântul lui Dumnezeu zice, fiecare își vedea de drumul lui. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pe acelea nu le credeau. Când este vorba să credeți tot? Credem mult, credem mult, dar nu credem tot. Și auziți ce se întâmplă în acest moment, ceea ce este extraordinar. Versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Toate scripturile ce era cu privire la el. De la Moise și de la toți prorocii. Imaginez pe Domnul Iisus Hristos având o pelerină așa pe cap și ascunzându-se oarecum de fețele celor doi. Ei mergeau înfrigurați pe drumul spre Emaus, intră Iisus în mijlocul lor, le spune, măi oameni buni, dar uite, nu trebuia să credeți tot ce a spus prorocii. Haideți să vă dau un exemplu. N-ați citit voi acolo în Geneza, unde Moise spune că Dumnezeu s-a uitat la șarpe și i-a zis, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vezi zdrobi călcâiul. N-ați citit voi acolo când Iacov îi adună pe toți ucenicii lui, pe toți copiii lui și îi spune lui Iuda, din tine va ieși sămânța. N-ați citit voi mai departe acolo când poporul lui Dumnezeu era gata să fie blestemat de Balaam, când Balac, fiul lui Țipor, îl ispita pe Balaam să blesteme pe popor și Dumnezeu îi pune în gura lui Balaam următoarele cuvinte, îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu aproape. O steară sare din Iacov și un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Mamă, și se uitau ăștia doi fascinați, le ardea inima. Ce bine este să ți se spună din Sfânta Scriptură. Ce bine este, ce frumos este să te cufunzi în cuvântul lui Dumnezeu. Și ziceau, nu, mai zi, mai continuă, mai continuă. Și Iisus zicea, n-ați citit voi în Sfânta Scriptură, acolo unde Isaia zice că robul Domnului va suferi și atât de schimonosită era fața, încât nu mai putea fi deosebită de fiii oamenilor.
Se uitau unul la altul speriați. Au n-ați citit voi în Vechiul Testament, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Mica: și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetina lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va păstori poporul Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, în zilele veșniciei. Unde s-a născut Iisus? Ia spuneți voi, unde s-a născut? Și toți: în Betleemul din Iudeea. Ați văzut? Ați văzut? Nu v-a spus el de atâtea ori în discursurile lui următoarele cuvinte: voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Duceți-mă, zicea Charles Haddon Spurgeon, unul dintre cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor, duceți-mă în orice loc din scriptură și voi ținti direct la cruce. Nu este el acela care v-a dat apă din stâncă să beți. Nu este el acela care era într-un simbol în funia aceea cărămizie care s-a scurs pe fereastră în cetatea Erihonului din casa lui Rahav, ca să salveze casa lui Rahav. Nu este el prezent în toate jertfele Vechiului Testament. Nu este el mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu v-a predicat Ioan Botezătorul în gura mare: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în momentul în care Domnul Hristos le vorbește despre sine, oamenii ăștia ard de nerăbdare și de plăcerea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Uite, nu așa că e minunat să ții timp în viața aceasta, în alergarea acestei vieți, să stai, să asculți din cuvântul lui Dumnezeu. Nu e așa că te mângâie în suflet, nu e așa că este o sete pe care nu ți-o poate sătura nimeni decât cuvântul lui Dumnezeu. Mulți m-au întrebat: de ce mai predici, mă? De ce mai predici? Am spus: întotdeauna nu pot să trăiesc fără să predic. Pentru că ceea ce face cuvântul lui Dumnezeu în inima mea nu poate fi comparat cu nimic altceva. Și ei l-au văzut fascinați pe Domnul, care le povestea din Sfânta Scriptură. Ah, și-aș fi vrut să fiu și eu cu urechea, să trag acolo cu urechea, la felul în care Domnul le vorbea despre sine. Se întâmplă ceva interesant. Ascultați. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, versetul 28, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? De ce s-a făcut că vrea să meargă mai departe? Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. De ce Iisus se face că vrea să meargă mai departe? Ce înseamnă asta? Vede că se apropie de sat și Iisus se face că vrea să meargă mai departe. Dragilor, aceasta este deosebirea între Dumnezeu și diavolul. Aceasta este deosebirea între Iisus și Satana. Iisus nu dă buzna în casa nimănui. Iisus nu forțează nicio inimă. Am parcurs împreună programul Numai Hristos și vă mulțumesc tuturor celor care n-ați ratat nici măcar o prelegere. A fost un drum atât de frumos, vars inima, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda faptului că săptămâna asta am luat foarte multe palme, ieri dimineața am primit un mesaj de la o doamnă care mi-a zis: ascultându-vă pe dumneavoastră, mă îndrăgostesc de Scriptură și de Domnul Iisus Hristos. Și pentru mine oamenii aceștia sunt extrem de prețioși și îmi dau seama că nu trebuie să renunț la asta niciodată, indiferent ce spune oricine. Și Dumnezeu m-a încurajat săptămâna asta. Am fost un drum împreună cu Iisus. În această după-amiază, Mântuitorul se face că vrea să meargă mai departe. El nu vrea să dea buzna în sufletul tău. Zici și tu ca cei doi ucenici: Doamne, rămâi cu noi, căci este spre seara lumii și ziua aproape a trecut. Sau zici: m-a fost fain programul ăsta, a fost interesant. Nu văd de treaba mea, nu văd de viața mea mai departe. Ce zici tu? Iisus se face că vrea să meargă mai departe, să vadă. Îl vor ei cu adevărat ca oaspete? Sau așa: apă, dacă n-ai unde să mergi, hai la noi. Avem și, hai și mănâncă, că oricum o aruncăm mâncarea dacă nu mănânci tu. Nu, nu despre asta este vorba. Ci e vorba despre dorința ta
dar avea pe el ca oaspete la cină. Și nu uita un lucru, ce s-a întâmplat acolo este senzațional. Iisus a intrat să rămână cu ei, pentru că Iisus niciodată nu pleacă atunci când este rugat să rămână. Pe când și de la masă cu ei a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o și în momentul acela ei au o problemă. Și unde am mai întâlnit noi această practică? A frânt-o, le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii, au cunoscut, el s-a făcut nevăzut înaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Dragilor, putem să plecăm mai departe. În urma acestui program, o fi fost pe locuri frumos, putem să zicem, avem drumul nostru. Iisuse, treaba ta. Sau putem să facem ce au făcut acești doi ucenici. Să spunem, Doamne Iisuse, fii Tu oaspetele nostru la cină. Tu ai zis, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Așa spune cartea Apocalipsa la capitolul 3, versetul 22. Observați cât de minunat spune cartea aceasta. Apocalipsa 3 cu 20 zice, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva, nu bătaia, ci glasul meu, glasul. Deci Iisus cheamă pe nume. Iisus, așa cum a făcut-o întotdeauna în decursul existenței sale terestre, când a chemat pe nume și a zis, Saule, Saule, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești. Iisus cheamă pe nume. Iisus te cheamă pe tine pe nume în acest moment. Spune, Cornele, Cornele, sau cum este numele tău? Vreau să rămân cu tine, vreau să rămân oaspetele tău. Ce faci tu? Ce faci tu? Nu uita că abia după ce intri în părtășie cu Iisus, au loc adevărate revelații. Noi de-a lungul programului Numai Hristos am încercat doar să vă deschid o perspectivă despre cine a fost Iisus, despre faptul că El n-a fost doar un personaj istoric, n-a fost doar un guru care era amețit, că nu știa El care este direcția Lui, ci a fost Mântuitorul Lumii întrupat, Dumnezeu întrupat ca să ne salveze pe noi. Și dacă îl veți primi în viață, abia atunci urmează adevăratele revelații. Abia atunci El se descoperă pe sine mult mai mult, într-o părtășie deplină. Vrei să spui tu lui Iisus în această ocazie, Doamne Iisuse, fii oaspetele meu? Împreună cu Cristi Predună vă vom cânta o piesă. Profit de faptul că Cristi este aici să cântăm o piesă care ne pune pe gânduri. Te rog, Cristi, vino. Ne pune pe gânduri. Pentru că nu vom avea mult timp să tot avem șansa să-L primim pe Iisus ca oaspete. Piesa se numește Simțim încet cum harul de la oameni se tot ia. Cristi, cine a scris piesa? Piesa este scrisă de Nicolae Moldoveanu. Câți ani a stat la închisoare Nicolae Moldoveanu? Nicolae Moldoveanu a ispășit o pedeapsă de 12 ani. De 10 ani de degradare civică și confiscarea întregii averi. Din cauza credinței Domnului Iisus Hristos. Să auzim această piesă, o să încerc să fiu și eu împreună cu tine la acest cântec. Te rog. Simțim încet cum harul de la oameni se tot ia, aproape gata ușa se încuia. Mai mici sunt bucurile, ca acum un sfert de veac, lucrările mai mari acum se fac. Poporule, păstrează dar credința ce-ai primit, păstrează nostalgia cercetării ce-ai simțit. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, vechează că uscat,
smochinul blestemat, doar frunzea da. Copacii cu o putere de asemenea înfloresc, sosirea primăverii o vestesc. A nașterii durere simte omenia ea, dar iarăși fericire vine după acesta. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând El va veni. Uleiul și candela să veghezi ca să le ai, și doctorie pentru ochi să iei. Fecioară, alți ridică azi privirea ta în sus, așteaptă în orice clipă pe Iisus. Să-ți pui apoi nădejdea-n harul ce-ți va fi adus, cu slava când pe nori apare mire Domnul Iisus. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși. Veghează că în curând El va veni. Amin.